Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Taților, echipați-vă copiii pentru lumea reală, partea a doua. Chiar dacă ați avea 10.000 de învățători în Hristos, totuși n-aveți mai mulți părinți. 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 15. Taților, asigurați-vă că faceți și aceste trei lucruri pentru copiii voștri. 1. Avertizați-i cu privire la pericolele sentimentului de îndreptățire. Da, ei au nevoie de părinți care să le dea dovadă de dragoste necondiționată. Unii dintre noi însă au impresia că pruncii nu greșesc niciodată, nici chiar când greșesc. Drept consecință, aceștia cresc având așteptări nerealiste și o părere distorsionată în ceea ce privește modul în care funcționează viața. Toți primim în viață un formular al participantului în care sunt notate atât victoriile cât și înfrângerile noastre. Conștientizează-i pe copiii tăi că toți greșim. Dacă nu sunt conștienți de lucrul acesta, ajung să fie dezamăgiți de ei înșiși și să aibă probleme serioase. Copiii învață din eșecuri cum să se confrunte cu dezamăgirea. Ele îi pregătesc pentru viața de mai târziu, când lucrurile nu vor fi așa cum își doresc ei. Ce să mai faceți pentru copiii voștri? În al doilea rând, învățați adevărul despre moarte. A voastră și a lor. Biblia spune, oamenilor le este rânduit să moară. Evrei, capitolul 9, versetul 27. Spuneți-le că moartea este un destin universal și nu o formă a pedepsei divine. Spuneți-le că viața, oricât de lungă ar fi, e un dar de care trebuie să profităm. Dar raiul este o reuniune de familie care nu trebuie ratată. Moartea unui prieten sau a unei persoane dragi poate fi o ocazie de a le diminua teama și de a-i echipa pentru a face față pierderii, durerii și recuperării. În sfârșit, dar nu în cele din urmă, arătați-le de ce v-ați căsătorit cu mama lor. Relația dintre părinți este poate ce îi formează cel mai mult în viață. O relație care le va influența tinerețea, alegerea unui partener de viață și fericirea lor viitoare. Când vor vedea că o iubiți pe mama lor, că o tratați ca pe o regină și că îi arătați prețuire și cinste, copiii vă vor admira, vă vor aprecia și vor dori să fie ca voi.